contorsături. E serios de misterios, nu le reziști. Cu înregistrări non-stop, noi nu ne lăsăm deloc. Alfred Ariciul Detectiv, Perlele Vioaie. Ce tot fac copiii în pod, scumpa mea? Ha? Mami, uite ce-am găsit! E cufărul mătușii mele, Lady Arțăgos. Nu l-am deschis de ani buni. E foarte vechi, are câteva găuri pe fund. Lady Arțăgosu, dar cine e? Nu ne-ai mai povestit despre ea? Păi, să fiu sinceră, a pierit când eu eram micuță. Tot ce mi-amintesc despre ea e că era foarte arțăgoasă. Ce amuzant! Lady Arțăgosu era arțăgoasă? Da, dar avea și o slăbiciune pentru mine. Mi-a lăsat tot ce avea în cufărul ăla. Să-l deschidem să vedem ce e înăuntru. Gata? Parcă ar fi o capsulă a timpului. Oh! Wow! Bună ziua! Bună ziua, Lady Arțăgosu! Sunteți gata de ceai? Oh, da! Cu plăcere! Distrați-vă, copii! Noi ne apucăm de preparat prânzul. Noi? Da, noi. Prea bine. Oh, ce-s astea? Oh, privește! Parcă ar fi niște perle. Or fi de la un colier rupt. Uite încă două. Vreau să le văd. Ai grijă, Lili, nu sunt jucării. Mâine i-am putea face mamei cadou un colier de perle ca surpriză. Ar face-o atât de fericită. Să le ascundem. Bună idee. Eu vreau să fiu aceea care o să-i dea lănțișorul. Bine, o să te las să-i împachetezi, dar ai răbdare. Le vom pune mâine pe ață și vom face o surpriză. Să fie un secret. Faceți loc! Întâmpinați-o, vă rog, pe Lady Arțăgosu. Bine, bine. Ciudate perle. Nu au deloc găuri. Cum au ajuns pe ață, oare? Ce tot faci acolo? Țânțari. Lily a lăsat ușa deschisă. Toată camera s-a umplut de țânțari. Crezusem că au plecat, dar s-au întors. Rămâneți afară. Ar putea fi foarte valoroase. Serios? Cred că da. Sunt destul de vechi. Ar trebui să le păstrez în camera mea la noapte. Tati, toată casa s-a umplut de țânțari. Ceva lipsește. Le-ai luat tu? Nu, tu trebuia să le păstrezi în siguranță, Alfred. Eu nu i-am spus mamei de ele, să știi. Despre ce vorbiți voi acum, copii? Despre nimic. E serios de misterios. Să chem echipa. Să vedem dacă avem amprente. Acesta este jaful clasic dintr-o cameră închisă pe dinăuntru. Mă întreb ce poate intra prin zidurile casei. Da, hoțul categoric nu a intrat pe fereastră. Poate că se ascundea deja sub pat. A așteptat până când ai adormit, a luat perlele și s-a ascuns iar până dimineață. Pat! Hoțul e tot acolo! E Lily. Stai, a trebuit să fie urme pe... Praful, scuze, mâine facem curățenie. Dacă n-aș ști sigur, aș zice că Lady Arțăgosu nu vrea să ne jucăm cu lucrurile ei. O fantomă ar putea intra prin ziduri. Mama ta spune că arțăgoasa, poate e chiar ea. Nu e o fantomă. Nimic, am căutat peste tot. Perlele n-au căzut pe podea. Oh, privește, urme ciudate în praf. Bravo, Camil! Primul indiciu, se pare că hoțul a lăsat niște urme după el. Hei! Ascultați! Ce e? Ce s-a întâmplat? Ați remarcat ceva? Aș vrea să fi făcut asta, dar nu. Ascultați, nu se mai aud țânțarii. De asta am dormit, buștean. Țânțarii au dispărut odată cu perlele. Acesta e al doilea indiciu. Haideți, avem de lucru.
Am terminat. Am împărțit afișele peste tot în zonă. Dacă hoțul o să arate perlele cuiva, o să fie cu siguranță prins. Alfred! Hă? Cynthia! Ce cauți aici? N-ai nevoie de așa ceva. Am găsit vinovatul. Deja? Cine este? Păi, încă nu știu. Nu o să mai dureze mult. Cercetez problema. Care-i răsplata? O gumă. Ha! Abilitățile mele valorează mai mult, Alfred. Dar iau guma ca o mică arvună. Vreau mai mult. Mult mai mult. Cine se crede? Vei găsi hoțul înaintea ei. Da, dar poate că o să-mi dea vreo idee. N-ai de unde să știi? Alfred, fantoma mătușei mamei tale s-a întors să se răzbune pe noi pentru că ne-am jucat cu lucrurile ei? Nu există fantome, există o explicație foarte rezonabilă. Eu nu știu care este. Caz rezolvat, ți-am găsit perlele. Atât de repede? Da, evident, ușoară treabă, erau la Gabi. A încercat să nege, dar am făcut-o să scuipe adevărul, literalmente. Miros ciudat pentru niște perle. Sunt dropsuri de mentă. Așa se explică de ce voia să le mănânce când am prins-o. Biata de ea, ar trebui să-ți ceri scuze. Ce să spun? Ar fi trebuit să nu mănânce perle de mentă în timp ce eu vânesc perle adevărate. O să mă întorc. Nu știu ce-i mai rău. Cynthia săcăind suspecții sau fantoma doamnei arțăgosul terorizând pădurea cioturoasă? Eu spun că nu, Cynthia. Cel puțin pot să o văd și nu-mi trimite fiori reci pe șira spinării. Nu există nicio fantomă, prieteni. Hei! Știu metoda perfectă pentru a dovedi că nu există fantome. O să rezolvăm problema odată pentru totdeauna. Dacă doamna arțăgosul e aici, nu o să rateze șansa de a ne arăta ce gândește. Exact de asta îmi fac griji. Ați auzit și voi? Îți clanță-ne dinții. Încetează, te sperii singur. Concentrați-vă acum. Lady Arțăgosu, te afli printre noi? Arată-ni-te acum. Vedeți? Nicio apariție fantomatică. Ce-a fost asta? Ceva a trecut prin spatele meu. Doar o șopârlă. Sunt sigură că ea a lăsat dâra în praf. Și cea care s-a strecurat în spatele meu e mult mai bine decât fantoma lui Lady Arțăgosu călcându-mă pe picioare. Asta e al treilea indiciu. O șopârlă a lăsat urmele pe biroul meu. Dar asta nu explică cum au dispărut perlele. Veniți, să revizuim indiciile. Hei, așteptați! Primul indiciu, urmele din praf. Le-am găsit în camera mea, pe birou, unde fuseseră perlele. Acum știm că au fost făcute de o șopârlă, care e totodată al treilea indiciu. Așadar, al treilea indiciu îl explică pe primul, dar șopârla nu fură perle. Al doilea indiciu. Astă noapte, când au dispărut perlele, s-au evaporat și țânțarii care te deranjaseră zile întregi. Da, iar asta nu părea să aibă sens până n-am găsit al treilea indiciu. O șopârlă, Gecko? Asta are sens? Poftim? Îi plac cumva perlele? Nu, dar se hrănește cu insecte. Atunci, șopârla o fi mâncat țânțarii, iar Lady Arțăgosu o fi luat perlele? Ceva nu se leagă. Ce relație există între șopârla Gecko și perle? Așteptați, să verific ceva. Oh, da, am reușit! Haideți! Am reușit? Poți să ne spui ce căutăm mai exact? O să știi când o să o găsești. De unde să știu că nu-i șoseta asta? Nu-i deloc amuzant. Hei, priviți! Oh. Evrica! Ce-ai acolo, Alfred? Pui de șopârlă, Gecko? Ei au lăsat urmele în praf. Și tot ei au mâncat țânțarii pentru că sunt insectivori. Da, dar perlele? Era ciudat ca perlele de pe un colier să nu fie găurite. Când am văzut șopârla Gecko în camera de zi, mi-am zis că trebuie să fie o legătură. Mai exact? Ouă de șopârlă! Ai dreptate! Sunt adorabili! Dacă ar fi fost ouă, ar fi trebuit să găsim cojile.
Iată de ce nu le-am găsit. Uneori, după ce ies din ouă, pui mănâncă cojile. Nu-ți rămâne decât speranța că îi vei crește bine. Caz rezolvat! Am găsit asta sub o pernă. Nu te mai stresa, Cynthia. Am dezlegat misterul. În primul rând, nu s-au furat perlele. În cazul ăsta... Mi s-a furat dintele. Era pentru zâna, măseluță. Poftim? Acum, eu trebuie să plec. Cynthia, stai! Dă-mi dintele înapoi! Ouăle de gecko seamănă cu perlele. Când un pui de șopârlă gecko nu are suficient calciu, se apucă de mâncat cojile de ouă din care a ieșit.